Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-a regăsit la știrea cea bună. Sunt Cornel Drăvășan și în această seară avem un privilegiu deosebit, acela ca împreună cu noi să fie domnul Mihai Neamțu, care este o voce influentă a noii generații de intelectuali est-europeni. A studiat la Cluj, München, Durham, Londra, Washington, a scris 10 cărți în apărarea libertății individuale și a civilizației iudeo-creștine. Bună seara, domnule Neamțu, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! De mult înjez să vă am în acest platou și mă bucur că ați ajuns la noi în seara aceasta. Și eu de mult doream să mă întâlnesc cu un arădean care are atâtea lucruri de făcut pentru cetatea din care provine. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să începem cu darurile. Dacă tot ați venit la noi, aș vrea să vă ofer câteva elemente de bucurie, sper că sunteți un om al cărții. Am mulțumesc. O carte pe care vă ofer cu drag, Vând aripi de înger, este o parabolă modernă, care se întâmplă mult. În Arad. Să știți că eu cumpăr aripi de înger, așa că se potrivește, mai ales că am un nume de arhanghel. Foarte frumos. Și o altă carte, Viața la superlativ, a apărut amândouă în editura Neverland de curând, în colecție de autor. Vă mulțumesc și văd că mai aveți ceva. Și mai am o revistă pe care o coordonez, se numește Legal Point, împreună cu o echipă extraordinară, cu domnul Nicolae Cârstea de la Universul Juridic. Vă ofer cu drag să vedeți ultimul nostru număr. Mă bucur foarte mult că aveți aici un interviu cu Mihai Șora. L-am cunoscut pe domnul Șora personal și i-am studiat opera, așa că pentru mine e un privilegiu să pot evoca întâlnirile mijlocite cu dânsul. Și eu v-am pregătit ceva, pentru că e sigur cumva un timp la început de an, dar pentru că se apropie dragobetele, spunem noi, în tradiția românească, m-am gândit să vă dau Vârstele iubirii. Am citit recenzii despre cartea noastră, n-am apucat să o citesc, abia aștept să o văd. Vârstele iubirii, de Mihai Neamțu, cu niște caracterizări foarte frumoase de mari intelectuali ai neamului, Andrei Pleșu, Mihai Șora, de asemenea. V-am adus și credință și rațiunea după, sigur, iubirea și credința vin împreună. Este o carte despre convertiri la credința creștină a unor mari intelectuali, a unor mari oameni din diferite instituții universitare americane și europene. Foarte frumos, vă mulțumesc foarte mult. Și după credință, iubire, trebuia să vină și speranța, nu? Visul României Mari este un manifest pe care l-am scris cumva plecând de la experiența acestei mari generații a corifeilor Unirii. Visul României Mari. Iată, acesta este titlul și emisiunii noastre. Da, m-am gândit că până la urmă e totuși centenarul și suntem obligați să vorbim despre asta. N-am pus însă subtitlul Cărturari, farisei și țărani. Asta n-am mai pus-o. Însă vreau să vă mai dau o ultimă carte, cea de-a patra. Toate sunt cărți de succes, toate sunt cărți care au ajuns la foarte mulți români. Trebuia să ajungă și la dumneavoastră un exemplar din fenomenul Trump. Vă mulțumesc foarte mult. Mai am o carte de dumneavoastră. Aceea v-am urmărit la o prezentare undeva la un institut, la un liceu teologic în București, despre Zeitgeist. Da. Extraordinară. Vă mulțumesc foarte mult. Iată, cadourile au fost date la începutul emisiunii, fenomenul Trump, America profundă. Un businessman a înfrânt sistemul politic. Da. Dar l-a înfrânt pentru a câștiga mai degrabă poporul. Adică astăzi, deja după un an de zile, să nu uităm că doar acum câteva minute președintele s-a apropiat de Congres și a făcut faimoasa cuvântare anuală. Acest președinte a înfrânt sistemul politic cu un scop, anume de a aduce prosperitatea. Pentru că trebuie să recunoaștem că și în România și în America au fost oameni politici interesați ca majoritatea dintre cei cu drept de vot să stea în sărăcie. Ori când stai în sărăcie, stai în frică. Când stai în frică, nu mai ești liber. Când poți fi manipulat. Când nu mai ești liber, poți să fii manipulat. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea aceasta pe care o aveți și mă bucur că această axă București-Washington văd că funcționează foarte bine. Cred că ați avut întâlniri la nivel înalt pentru documentare, pentru ea a funcționat și acum 100 de ani. Să nu uităm că România n-ar fi fost mare fără sprijinul lui Woodrow Wilson. Atunci am avut un președinte american care avea și prieteni est-europeni și care a spus că își dorește ca aceste popoare care au fost mult timp asuprite de marile imperii să își dobândească acest drept la autodeterminare. Deci acum 100 de ani America a curentat, contează și astăzi și cred că, sigur, o nouă generație de oameni politici din România trebuie să facă toate eforturile să se întâlnească cu reprezentanți ai, sigur, puterii cele mai mari a lumii, care este puterea americană. Am avut întâlniri în cursul anului trecut, cred că am avut 6 deplasări peste hotare și sigur că am avut întâlniri, am cunoscut oameni importanți. Sebastian Gorka Bunoare era expertul numărul 1 pe terorism în echipa domnului Trump. L-am cunoscut pe Stephen Miller, care și astăzi este un personaj cheie, care scrie de pildă foarte multe discursuri ale președintelui. Am întâlnit oameni de mare greutate și în zona de
să spunem, planificare a politicilor publice. Nu vă ascund că la București, acum câteva săptămâni, au venit cei de la Religious Freedom Institute, care până la un punct se ocupă chiar de politicile religioase sau în materie de religie ale administrației Trump, care sunt foarte diferite de politicile lui Barack Hussein Obama. Deci, din punctul ăsta de vedere, da, contactele continuă și lucrez la un proiect important pe care o să vi-l dezvălui la momentul potrivit, care ține efectiv de o contribuție a unui român și a unei echipe de români la o mai bună cunoaștere reciprocă între America și țara noastră. Dacă ar fi să facem o caracterizare într-o singură propoziție, din perspectiva dumneavoastră, guvernarea Obama, sau nu, să zicem nu guvernarea, președinția Obama, președinția Trump, până în momentul acesta, vântul de care bat, crezi că sunt mai bune acum sau sunt sub nivelul mării din perspectiva Americii ca stat, din perspectiva Americii ca politică internă și internațională? În primul rând, ca politică internă, pentru că tot timpul trebuie să judeci un mandat în funcție de ceea ce reprezintă valorile unui popor. Pentru mine, Barack Obama înseamnă apostazie, neputință, lașitate. Apostazie în raport cu toată istoria iudeo-creștină care a format practic acest continent. Lumea nouă s-a construit în marginea acestei speranțe că cei care îl iubesc pe Dumnezeu și își iubesc aproapele pot trăi liber. Asta a fost speranța din tâi a celor care au, sigur, pus piciorul pe tărâmul american, faimoasa bărcuță sau barcă sau, mă rog, embarcațiune Mayflower, care a dus pe unii creștini din Anglia persecutați și acolo în Statele Unite, a venit, la fel ca și alte embarcațiuni mai târziu, cu această perspectivă, cu acest contract scris mai ales în inimile oamenilor, un contract pentru o nouă comunitate politică. Acest contract mai târziu a fost, sigur, redactat sub forma declarației de independență, unde există o mențiune explicită a creatorului, a creatorului universului, pentru că noi primim aceste drepturi, dreptul la viață, dreptul la proprietate, dreptul la libertate, de la Dumnezeu, nu de la guvern, evident. Și apoi, prin Constituție, această viziune a fost articulată într-un fel care rămâne în picioare. Din punctul meu de vedere, Barack Obama a făcut tot ce a putut să se îndepărteze de aceste rădăcini. Și valorile... Ce seculariseze, practic, societății. Da, exact. Dar și, aș spune, mecanismul constituțional de funcționare a statului. Astăzi, Barack Obama are de răspuns asupra unor grele întrebări privind... Bunoară, ieri a fost această revelație și încă fac o documentare în acest sens, anume ce s-a întâmplat cu Bunoară, spionarea echipei lui Trump în timpul alegerilor. A existat din zona FBI, a existat o înțelegere între anumiți ofițeri foarte sus puși și echipa doamnei Clinton. Doamna Clinton a plătit cu bani grei crearea unui dosar fals, faimosul dosar în care Trump era acuzat că, mă rog, a fost cu prostituatele undeva în Sankt Petersburg, o minciună nerușinată. Și cu banii plătiți de doamna Clinton, unii agenți FBI au fabricat acest dosar pe care l-au înaintat unei instanțe speciale, FISA Court, se numește, îmi cer scuze pentru voce, și care instanță a permis spionarea unor oameni din echipa lui Trump. Gândiți-vă că în România, da, avem doi candidați, a fost cel mai recent cazul confruntării între domnul Iohannis și domnul Ponta. Gândiți-vă că șeful Serviciului Român de Informații este prins cu o înțelegere la vârf și cu unul dintre candidați și este chiar vinovat pentru că folosește datele colectate de o agenție privată. Și în ciuda acestui fapt, iată că Trump a ieșit, da, biruitor. Din acest punct de vedere spun că e vorba de apostazie în raport cu tradiția iudeo-creștină, este vorba de lașitate, pentru că omul acesta n-a avut curajul unei confruntări a lui Donald Trump, și e vorba de slăbiciune, de lipsă de curaj în ceea ce înseamnă tot contextul internațional. Gândiți-vă cum 400.000 de oameni au murit în Siria, în timp ce probabil Barack Hussein Obama era ocupat să joace golf. Niciodată nu s-a mai întâmplat ca o tragedie de asemenea proporții să nu aibă parte de un răspuns. Vă dau un singur exemplu în timpul vieții noastre. Eram acolo în Arad amândoi atunci când americanii au intervenit pentru a opri masacrul de la Srebrenica.
7.000 de oameni au fost uciși pe teritoriul Iugoslaviei de odinioară și atunci Bill Clinton a simțit nevoia împreună cu Tony Blair să intervină. Există momente în care liderii civilizației occidentale au simțit nevoia să oprească un masacru. Asta nu înseamnă să cucerești o țară, dar înseamnă să oprești acest măcel. Domnul Barack Obama, după ce a proclamat în 2009 marea reconciliere între civilizația islamică și cea occidentală, în 2010, 2011, 2012, 2013, n-a făcut nimic, ci dimpotrivă a stat deoparte și în felul acesta a alimentat apariția ISIS. Sunt foarte dezamăgit de acest mandat. Iar în contrast, cred că domnul Donald Trump, cu toate excesele lui de temperament, pe care nu le neagă nimeni, e un om foarte temperamental, cred că totuși aduce un plus Americii. Da, am intrat pe linia aceasta cu Trump, deja suntem ispitiți să vorbim mult despre America, însă înainte de asta vreau să vorbim puțin și despre dumneavoastră. Ați plecat de la Arad, un tânăr plin de drag pentru filozofie, ați luat premiul întâi la Olimpiada de Filozofie undeva la Deva, 96 mi se pare. Așa este. Ați îndrăgit această disciplină și ați mers mai departe. Teologie, vă place mult această mixtură între filozofie și teologie, deși unii ar zice că nu ar fi atât de armonioasă. La noastră, în suflet, cum s-a armonizat? Foarte simplu. Eu nu am crezut niciodată că există neapărat o opoziție. Până la urmă, ce înseamnă să îți placă filozofia, îți place înțelepciunea, îți place să folosești mintea pentru a desluși tâlcurile fenomenelor din jur. Sunt fenomene la nivel micronic care se petrec și pe care le investighează, mă rog, savanții, fenomenele de tip cuantic. Sunt fenomene sociale care se petrec, pe care îndrăznesc și eu să le investighez. Sunt fenomene invizibile, ochiului, cel puțin în prima instanță, care sunt cele ce țin de suflet. Melancolia, nu poți să pui mâna pe ea. Tristețea, nu poți să pui mâna pe ea. Da, sunt semne ale ei, pe față omului, dar experiența aceasta, bunăoara melancoliei, trebuie înțeleasă cu acest instrument pe care filozofia ți-l oferă, analiza. Și mi-a plăcut întotdeauna să fac asta, dar într-un orizont al credinței. Eu niciodată n-am crezut că viața mea trebuie trăită în altă dimensiune decât cea a credinței. Cred în Dumnezeu, cred că această lume are un început și va avea un sfârșit. Cred că oamenii sunt făcuți pentru a reflecta strălucirea chipului dumnezeiesc. Cred că noi suntem chemați la un destin măreț. Cred că neamurile sunt parte din bogăția cu care Dumnezeu a creat această lume. Cred că diversitatea de limbi, de culturi, de obiceiuri, poate să reflecte în chip simfonic această frumusețe a Creatorului nostru. Nu cred că trebuie să ne plictisim fiind tot timpul noi, egal cu noi înșine, cred că trebuie să fim într-o devenire. Iar pasiunea mea pentru filozofie, la un moment dat, a lăsat loc și pentru cercetarea doctrinei creștine, a învățăturii de credință, după cum nu a împiedicat o angajare serioasă, aș zice eu, în planul acesta al cetății. Adică îmi place să fiu prezent acolo unde se iau decizii. Am construit câteva instituții, nu sunt doar un reflexiv, cred. Am făcut un partid de la zero, ceea ce eu nu cunosc să se mai fi întâmplat vreodată în ultimii 30 de ani, atunci când vine vorba de un intelectual, nu vorbesc despre un om de afaceri. Deci să construiești un partid de la zero e foarte greu. Am făcut asta și le mulțumesc celor care au fost alături de mine. Am făcut mai multe instituții construite de la zero, asta înseamnă și societate civilă, și spațiu academic, istoria religiilor, bunoare la noi n-a fost reprezentată și am făcut un institut de istoria religiilor, am sprijinit apariția Fundației Creștin-Democrate. Toate aceste lucruri arată că, mă rog, probabil am un profil nu doar de contemplativ, ci și de om al acțiunii. Foarte interesant. În același timp, ați fost absorbit încet, încet, așa cum spuneați, pe linia aceasta politică a problemelor cetății. Până la urmă, am simțit că în urma unei activități foarte susținute, ați suferit oarecare dezamăgire. E adevărat sau așa doar s-a perceput? Nu. Sunt lucruri care ți se întâmplă în viață și unele sunt fericite, altele mai puțin fericite. Eu am știut când am pornit cu proiectul acela inițial Noua Republică că fără o susținere materială va fi foarte greu să ajung departe. Și am primit o vreme această susținere materială, dar la un moment dat, ne recunosc, am făcut un calcul și mi-am dat seama că timpul pe care l-ar fi presupus această investiție de energie, în primul rând, într-un proiect de țară, era foarte mare. Urma probabil să sacrific 10 ani din viața mea pentru ca să pun un proiect pornit de la zero pe picioare, așa cum, sigur,
acum există un asemenea proiect. Și până la urmă nu vreau să nu recunosc meritele unui Nicușor Dan, de pildă, care 10 ani a trebuit să stea în câmpul ăsta al activismului civic pentru ca la final să aibă un partid, numai că iată, cineva i l-a și luat între timp, după stilul nostru românesc. Atunci când cineva muncește, se găsește altul să culeagă roadele. Aș vrea să vă întreb puțin și să anunțăm pe dragii noștri privitori că la această carte se poate comanda chiar acum cu autograf personalizat la numărul de telefon afișat pe ecran. Deci, între noastre care doriți această carte foarte frumoasă, Visul României Mari, Cărturari, Farisei și Țărani, o puteți face tot timpul acestei emisiuni și după aceea sunând la acest număr de telefon sau prin SMS trimițându-vă adresa și numele, da? Da, e o echipă care se ocupă de asta. Eu am un număr limitat de exemplare ca autor. Primești ca autor niște exemplare din partea editurilor și am un număr foarte limitat de exemplare ca autograf, așa că pentru cei care sunt dornici există șansa ca în această zi să se înregistreze, dar mai sunt și celelalte volume care pot fi de asemenea obținute. În orice caz, pentru mine e important să spun că aceste cărți sunt de fapt o armă. Ele sunt, pentru orice om inteligent, cărțile sunt cele care hrănesc procesul ăsta de reflecție și n-ai cum să crezi în viitorul României dacă nu-i cunoști trecutul. Cartea vorbește Bunoară, Visul României Mari și despre cartea vorbește despre cine a fost Bunoară, un om prea puțin cunoscut la noi, domnul Iancu Flondor. Iancu Flondor este Bunoară, cel care a creat un proiect de unire între Bucovina de Nord, Bucovina și țara mamă. A fost un om foarte generos care a dat din casă tot soiul de lucruri pentru cei mai săraci, a susținut cu bani studenții de la Viena, studenții români, și a finanțat chiar diferite publicații precum Glasul Bucovinei, au fost finanțate din buzunarul acestor mari patrioți. Spun asta pentru că astăzi, vedeți dumneavoastră, sigur, cei care ne conduc par să fie într-o paradigmă complet diferită. Mai fericit este a da decât a lua, spunea Iisus. Astăzi cred unii că e mai fericit a acumula. A acumula decât a da. Și ei acumulează, iată că uneori și în țări străine de țara noastră și uneori chiar cu gândul explicit ca ei, când au acumulat suficient să-și plece, se studiază intens geografia în anumite cercuri astăzi ale foștilor sau actualilor lideri ai partidului de guvernământ. Dar, vedeți, dumneavoastră, nu întotdeauna a fost așa. România a avut o șansă să aibă în Regina Maria o femeie extraordinară care, deși era nepoata reginei Victoria, a iubit poporul român. A spălat rănile țăranilor loviți la Mărășești și Oituz, s-a îngrijit de soldații care erau unii dintre ei refugiați din Ardeal la Iași. De asemenea, a vorbit cu Clemenceau sau cu Woodrow Wilson pentru ca România să aibă granițele intacte după primul război mondial. Deci au existat țărani simpli care au murit pentru țară și au existat oameni foarte sofisticați care au iubit această țară. Ionel Brăteanu, lider al Partidului Național Liberal, a fost unul dintre ei. Sigur că Alexandru Vaida Voievod, pentru noi arădeni iarăși un personaj important, a fost de asemenea transilvăneanul care împreună cu Ion Pilat în 1918 a participat la Versailles încercând să obțină un maxim pentru țară. Deci au fost oameni, domnule Dărvășan, au fost oameni care au iubit țara asta și care au plătit un preț. Și unii dintre ei nici măcar născuți în țara asta, nici măcar cu tradiții. Eu țin minte că eram elev la liceu sanitar de lângă primăria Aradului, pe care o cunoaștem foarte bine, și aveam o profesoară de istorie care ne povestea cu mare dezgust despre Hopențol, despre carul care a venit și săracul Cuza, gata, s-a terminat cu el și era așa o dezamăgire, pentru că era în vremea comunismului, era o antimonarhistă, bineînțeles. Uite, Hopențol s-a dovedit a fi mult mai patriot decât mulți care își spun astăzi că sunt patrioți și aveți dreptate, avem pe pământul acesta oameni care au iubit România cu tot sufletul. Da, pentru că tu de fapt când iubești o țară, iubești oamenii acelei țări. Iar pentru maestatea sa, aș vrea să spun, Carol I, care a fost înainte de toate prinț, bineînțeles, a fost foarte important acest motto al familiei. Familia Hohenzollern a avut un motto numit Nihil Sine Deo, așa este.
când tu crezi că Dumnezeu te cheamă la un destin, la o soartă aparte, sigur că parcurgi acest drum către București și el a parcurs incognito, cu sentimentul clar că te așteaptă o mare provocare. Și el a descoperit că țara asta nu avea multe instituții, că nu era neapărat foarte bine guvernată și, totuși, a jertfit 40 și ceva de ani din viața lui pentru a ne pune pe picioare. Să nu uităm că erau 4 tunuri, atât avea armata română atunci când el a venit și totuși am câștigat războiul de independență, ceea ce ne-a permis eliberarea de, sigur, ocupație otomană, un vis pe care l-au avut și voievozii noștri sute de ani. Din păcate însă, lipsa de cunoaștere, lipsa de, sigur, respect îi aduce pe oameni în tipul ăsta de trivialitate. Și de aceea spun cărțile pe care le promovez, nu e vorba despre faptul că promovez un produs care să-mi aducă mie beneficii. Nu. În primul rând promovez cărți pe care eu știu că dacă cineva le citește, nu are cum să mai rămână același om. Când citești povestea de dragoste dintre Dinu și Nelly Pilat, o povestesc în Vârstele iubirii. E ceva zguduitor. E ceva absolut șocant. Gândiți-vă că iubirea face imposibilul posibil. Gândiți-vă că tu te naști într-o familie de aristocrați, de boieri, care erau obișnuiți să mănânce seara la cină cu bunoară tacâmuri de argint sau de aur pe masă. Gândiți-vă că tu ești crescut de mic să ajungi mare și înveți toate limbile lumii civilizate de la 6-7 ani încolo. Gândiți-vă că tu, Dinu Pilat, ești fiul unui academician și pe o pârtie de schi din Predeal te întâlnești cu o fică a unui analfabet care este și cizmar pe deasupra, anti, oarecum, creștin și, aș spune, antimonarhic și revoluționar de stânga. Fiica aceasta numită Cornelia n-a crescut într-o familie de oameni credincioși. N-a cunoscut luxul, n-a cunoscut bunăstarea. Cu toate acestea, a avut un rafinament sufletesc care i-a permis să se apropie de inima acestui Dinu. Și, repet, iubirea face imposibilul posibil pentru că etichetele sociale cu care noi operăm... No. Clare, nu aveai voie. Au fost zguduite. Asemănătorul trage la asemănător. Cu alte cuvinte, tu dacă ești bogat, stai de vorbă cu oameni și mai bogați. Tu dacă ești sărac, în general, cauți oameni și mai săraci decât tine ca să ai cu să te plângi. Deci asta este natura noastră căzută. Ei bine, o iubire spiritualizată, cum este cea pe care o redau în cuvinte, atunci când spun despre Dinu și Nelly tot ceea ce știu, această iubire este pentru mulți, cred că astăzi, o sursă de inspirație. De aceea am prezentat-o în foarte multe licee și în foarte multe, sigur, biserici chiar, pentru că mi s-a părut important să zicem ceva despre România. La judecata neamurilor, uite acum la 100 de ani, la judecata popoarelor, România nu o să aducă neapărat foarte multe mărturii despre cum se construiesc autostrăzi, din păcate. Dar totuși măcar ceva o să aducem. O să avem niște figuri de sfinți, de genii și de eroi. Oameni care n-au trăit degeaba. Oameni care au trăit cu semnificație fiecare clip a vieții lor. Aș vrea să vă spun ceea ce probabil că deja știți. În 2015, când v-ați retras puțin din lumina reflectoarelor ca să scrieți, a fost un prilej de mare bucurie pentru unii dintre adversarii politici, pentru unii din cei care susțineau stânga, în mod special. Doar că am văzut cu mare admirație faptul că n-ați putut să rămâneți foarte departe în ultima vreme, ci ați revenit ca să întăriți anumite valori ale poporului nostru. Însă, așa cum ați observat, deja au început să vă critique mai multe persoane. Mai mult decât atât, așa, să vă atace. Să vă atace. Vreau să ne explicați în seara aceasta, dacă este posibil, care a fost traiectul dumneavoastră filozofico-teologică, putem să-l numim așa, în legătură cu această problemă sensibilă a admirației noastre pentru legiunea Arhanghelului Mihail. Pentru că românul superficial, când aude de Petrețuțea, zice, domnule, da, un intelectual, dar totuși, domnule, a avut un trecut legionar și așa mai departe. Știți cum este românul, nu poate să se abțină el dacă nu găsește ceva nod în papură. Ei bine, dumneavoastră sunteți pus într-un fel așa pe o traiectorie, lasă, domnule, că și de când era elev scria eseuri și așa mai departe. Cum a fost această traiectorie, cum a fost această înrăurire în viața noastră și care este concepția noastră acum? Bine, mi se pare amuzant totuși să ceri unui om să se explice pentru ce a făcut acum 25 de ani. E remarcabil. Acum 25 de ani,
Când aveam 15 ani, am întâlnit niște bătrâni, niște oameni care făcuseră pușcărie, pe care eu nu-i cunoșteam, n-aveam cum, pentru că în familia mea n-am avut decât liberali, bunicul meu fiind din Târnova, întotdeauna un simpatizant al acestui partid istoric, și strămoșul meu, Ilie, a fost țărănist. Deci n-am avut în familie legionari. Din păcate am să spun chiar că bunicul din partea mamei, poate că și sub influența, sigur, unor factori violenți, eu cred că a fost amenințat la un moment dat de miliție și de securitate, am informații de acest tip, a devenit chiar un fel de simpatizant al comuniștilor. Deci trebuie să spun chiar acest lucru cu o anumită tristețe. Dar când am văzut la televizor acele faimoase episoade din Memorialul Durerii, m-am dus să văd și eu ce aia, Asociația Foștilor Deținuți Politici. Și am întâlnit oameni de tot soiul. Am întâlnit țărăniști, am întâlnit liberali și am întâlnit nu legionari, ci foști membri ai Frățiilor de Cruce. Mai târziu aveam să aflu că era de fapt o organizație de tineret care urma să pregătească eventual, nu întotdeauna era necesar să ajungi, dar unii dintre ei au ajuns, sigur, membri ai partidului lui Codrean. Și acești tineri de atunci, bătrâni atunci când i-am întâlnit, tineri în perioada în care au fost arestați și bătrâni când i-am întâlnit eu, acești oameni mi-au spus un lucru. Tinere mi-au spus, nu poți să fii cu adevărat admiratorului, că m-au întrebat ce citesc, citeam Eliade, citeam Noica, citeam Cioran. Și atunci ei mi-au spus, tinere, nu poți să fii admiratorul acestor mari cărturari dacă nu înțelegi cu cine au votat ei, în ce au crezut ei. Și firește, mi-au dat niște texte, țin minte că era un text al lui Mircea Eliade din 1937, parcă, și le-am citit. Și ce face un tânăr? E mimetic, el copiază, mai ales un adolescent la 15 ani. Și am copiat exact ce scria Eliade, am scris și eu, cu alte cuvinte, evident. După aceea m-am uitat în Noaptea de Sânziene, e o foarte interesantă, să spunem, frescă acolo a unei epoci în care Nae Ionescu, maestrul lui Mircea Eliade, este expus s-a prezentat mai precis în această dimensiune de ideolog, persecutat de Carol al II-lea, trimis la închisoare. Deci, practic, Eliade și cu Nae Ionescu la Miercurea Ciuc au făcut pușcărie o vreme împreună. Și atunci, sigur, admirând inteligența lui Eliade, cel mai mare istoric al religiilor din toată lumea, am spus că poate că și opțiunea lui politică merită o atenție. Sigur, între timp m-am maturizat. Am făcut 18 ani, 19, 20, am început să citesc și m-am oripilat, evident, de crimele făcute de legionari, mai ales crimele împotriva lui Gheorghe Duca, 33, crima împotriva lui Mihai Stelescu, care a avut un ritual satanic în jurul ei, crimele după aceea împotriva lui Iorga, crimele împotriva lui Arman Călinescu. Și îmi repugnă, sunt un creștin, îmi repugnă un om și care poate lovește un copil sau o floare, dar aminte, care asasinează, înțelegeți, care ucide. Și atunci mi-a fost evident că acest tip de practică politică și mai ales de ideologie a avut mari și grave erori. Dar cum au găsit ei, domnule, eseurile din tinerețe? Deci este foarte interesant. Sunt specializați, probabil, în investigații. N-au putut să spună că am furat, n-au putut să spună că am plagiat, n-au putut să spună că am pe cineva în spate, n-au putut să spună că sunt produsul nu știu cui. Au căutat ce au căutat și au găsit undeva un text scris la 15 ani. Repet, de atunci, adică în 25 de ani, am evoluat. Eu evoluez, să știți, că în fiecare zi. Eu încerc să cresc și spiritual, și din punct de vedere emoțional, și din punct de vedere chiar material. Să am o creștere. Vreau să fiu un om care crește, care evoluează. Studiul acesta al, de pildă, civilizației anglosaxone, faptul că am trăit aproape 7 ani, nu? Într-un mediu anglosaxon, un an doar în Germania. Asta m-a marcat, am înțeles foarte bine care sunt principiile Republicii fondate de Jefferson. Am înțeles de ce bunoară, în perioada interbelică, intelectualii noștri care nu citeau foarte mult, vă spun sincer, nu citeau foarte mult literatură de tip filozofie politică englezească. Citeau foarte mult, să spunem, autori germani sau autori francezi. Ei au pierdut, din punctul ăsta de vedere, foarte mult, acești intelectuali români. Necitind Tocqueville, necitind Montesquieu, necitind foarte mult John Locke, ceea ce eu am făcut, au pierdut înțelegerea asupra separației puterilor, asupra acestor principii pe care civilizația anglosaxonă le-a statuat. Și atunci
Găsesc că este o mizerie absolută să mi se reproșeze astăzi ceea ce am spus la 15 ani. Și vă mai spun un lucru. Cred că dacă nu greșești, ești un robot. Așa este. Și încă ceva aș vrea să subliniez aici. La un moment dat, spiritul nostru românesc are această tendință. Vă dau un exemplu de filozofie de gândire în contextul creștin, să zicem, evanghelic. Dacă îl pui pe un creștin evanghelic să-ți spună două lucruri despre David, despre regele David. Primul lucru îl va spune, domnule, Goliat, da, într-adevăr, un episod senzațional, dar al doilea lucru, inevitabil, va spune ce credeți? Batșeba. Inevitabil, pentru că deși în 1 Împărați, capitolul 14, spre exemplu, se vorbește despre David și Dumnezeu vorbește, zice, n-ai fost ca tatăl tău David, care a păstrat legea mea din toată inima lui, nefăcând decât ce este bine înaintea mea. Dumnezeu trece cu vederea, nu obosește iertând. Ei, omul nu iartă niciodată. Noi nu putem să admirăm, spre exemplu, puritatea sufletească a unui tânăr ca Valeriu Gafencu. Noi nu suntem în stare să admirăm geniul poetic al lui Radu Gir, fără ca să spunem, a, domnule, ăștia au avut simpatii legionare. De ce suntem noi în felul ăsta? Pentru că fiecare dintre noi avem poverile noastre, greșelile noastre, dar ce este valoros, ce este senzațional de important, asta rămâne pentru istorie. De ce dăm la o parte tot ce este frumos doar pentru că unii oameni au avut niște simpatii? Tocmai asta am încercat să fac și eu, să separ lucrurile și să păstrez, nu-i așa, autonomia esteticului, cum s-a spus o vreme. Am recitat, dacă țineți minte, acea poezie, Ridică-te, Gheorghe, cu sentimentul că e o poezie superbă. Și mi s-a reproșat acest lucru, pentru că noi trăim astăzi sub un climat de asediu în care simplu fapt că un autor a comis erori, și nu spun că sunt mici, vreau să spun clar, nu poți să fii nepăsător față de suferința evreilor, chiar dacă ești, știu și eu, poet naționalist. Trebuie să îți iubești țara, să-ți iubești poporul, dar trebuie să ai o dimensiune creștină fundamental universalistă, în sensul în care faptul că suferă lângă tine cel de altă etnie sau chiar altă religie, trebuie să te sensibilizeze. Și au fost forme de miopie pe care eu le regret în istoria acestei generații, generația interbelică. Dar nu e mai puțin adevărat că acești oameni umanoari în închisoare, mai ales în închisoare, s-au spiritualizat, s-au purificat, s-au curățat de acest tip de, să spunem, parazitism ideologic și au devenit... Îmi place cum spune. Parazitism ideologic. Da, îmi place. Au devenit, practic, făpturi după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și au iubit pe toată lumea. Ei bine, acest tip de dragoste universală pe care Nicolae Steinhardt a observat-o în Jurnalul Fericirii, ar trebui să ne anime și pe noi. Astăzi, din păcate, este un război ideologic foarte crunt. Toți cei care sunt de dreapta, toți cei care sunt încă apărătorii libertății, ajung să fie acuzați de fascism și de nazism și de legionarism în cazul nostru, orice ar face. Gândiți-vă la Donald Trump. I s-a spus că și maxilarul lui seamănă cu maxilarul lui Mussolini. Explic în cartea asta cât de departe s-a ajuns în această deconstrucție chipurile a unei președinții care este de mare succes. Faptul că acest om a băgat în buzunarul americanilor milioane și milioane de dolari, pentru că oamenii s-au îmbogățit după un an de mandat, nu contează. Faptul că acest om a permis femeilor din America să aibă locuri de muncă pe care și le-au dorit și pe care nu le-au avut ani de zile. Faptul că acest om a scos din sărăcie milioane de afroamericani, deci de negri, nu contează. Ceea ce contează este, vezi, Doamne, că în Charlottesville niște nebuni au vorbit despre Trump pozitiv și în același timp erau niște extremiști. Aceste lucruri arată că suntem într-un context foarte amestecat și că e nevoie mai mult de oricând de discernământ. Și vreau să vă felicit pentru că aveți acest demers jurnalistic în fiecare zi. Vreau să vă spun că mult. E important că aveți această voce prezentă pe Facebook, pentru că eu cred că Facebook-ul e un loc unde, iarăși, anumiți algoritmi descurajează vocile conservatoare. Dar eu cred că vom birui, pentru că noi știm că biruința nu e de la noi. Așa este. Să ne referim puțin la titlul emisiunii noastre, deci nu-mi vine să cred cum trece acest timp, este inamic în seara asta. Visul României mari.
Avem centenarul anul ăsta, 1 decembrie 1918, 1 decembrie 2018, parcă nu ne vine să credem cum au trecut toate aceste evenimente peste noi. La 100 de ani, de la Marea Unire, în care România era dodoloață, era cu Bucovina, era cu Cadrilaterul, nu? Era cu Basarabia. Cu Basarabia. Asta am vrut să zic, Basarabia, nu Bucovina. Dar și Bucovina. Și Bucovina o parte, da. Nu, toată. Acum nu mai este. Acum atunci a fost toată Bucovina alături de noi. Așa. Într-un astfel de context, stau puțin și ies din mine și mă uit la această clasă politică. Am un oftat teribil, care probabil pe care l-au mulți români astăzi. Nu știu dacă acest guvern va ține până la decembrie, probabil că nu, dar după cum au mers lucrurile în ultima vreme... Dar nu mai e o profeție, e o prognoză. E o prognoză. Noi putem să știi cine va fi sau din ce județ va proveni cel al patrulea premier. Da. Adică probabil că asta putem spune și poate chiar orașul putem aproxima. E undeva între Videle și Roșiului Alexandria. De Vede, da, sau Alexandria, exact. Dacă nu suntem... Râsul plânsul, știți? Da, dacă nu suntem foarte răi în seara asta, însă vrem să fim destul de reci și să punem o radiografie. Nu s-a mai pomenit, domnule Neamțu, în istoria României moderne să ai miniștri semi-analfabeți. Nu știu, eu înțeleg că toți avem emoții în fața camerelor, dar să ai emoții de 7 ori și să pocești cuvinte, să nu știi, să faci acordurile de bază ale limbii, adică este... Analfabetism în formă continuată, ca să-l citesc pe prietenul meu, Toader Paleologu. Ce facem? Eu o să vă spun că e foarte grav, pentru că noi am spus mereu în lumea aceasta europeană că la început a fost cuvântul. Cuvântul dat, cuvântul rostit. Cuvânt și faptă, dabar. Cuvânt și faptă, cuvântul care ordonează, cuvântul care într-un haos al experienței primordiale vine și pune o rânduială, cuvântul care luminează, cuvântul care inspiră, cuvântul sămânță, care prinde rod, sigur, la unii 30, la alții 60, la alții 100. Cuvântul, dacă tu nu ai o relație cu acest cuvânt, chiar și în forma aceasta, să spunem, aș spune incipientă, nu e neapărat profană, a cuvântului omenesc, care este folosit ca mijloc de comunicare. Sigur, cuvântul poate fi folosit și poetic pentru a evoca, pentru a inspira. Și apoi, sigur, când îl folosești așa cum se cuvine, cuvântul ăsta care se descoperă ca fiind, nu-i așa, păstor al ființei, cuvântul acesta, de fapt, devine logos etern. Dar tu, dacă nu știi să folosești limba, înseamnă că ai o mare problemă. Ai o raportare greșită, eronată la cel mai mare dar al omului. Și Wittgenstein, un mare filozof, spunea că limitele limbajului meu sunt limitele lumii mele. Adică, gândiți-vă că atunci când ei, acești oameni, se vor duce la diferite întâlniri internaționale, vor fi întrebați câte cuvinte vor scoate de la ei, ce vor putea spune despre țara lor, ce vor putea declara despre intențiile unui guvern, foarte puțin. Și atunci vor fi judecați. Această sărăcie... Și noi toți împreună cu ei. Această sărăcie, această puținătate... E un atentat la adresa României, la siguranța națională, pentru că România trebuie să aibă un destin al prosperității. Ori oamenii aceștia săraci în cuvinte, în idei, în imaginație, în aspirații, săraci în dorințe, acești oameni lipsiți de bogăția sufletească a boierilor de odinioară, acești oameni, din păcate, condamnă țara noastră la pauperitate. De aceea cred că trebuie ca o nouă generație, poate și dumneavoastră, eu cu siguranță, poate cei care ne ascultă și îi rog și îi implor chiar să iau o decizie în 2018. E un an important. E un an care trebuie să ne trezească. Decizia de a sacrifica 5 ani, 7 ani, 10 ani din viața adultă pentru ca acești copii pe care îi avem, și sunt bucuros pentru asta, să nu părăsească România. Am 3 nepoți, Radu, Matei și Iacob. Am o fică, e cea mai mică, de asta am menționat-o la urmă. Maria are 2 ani și 8 luni. Eu nu-mi doresc ca ei să părăsească România. Vă mulțumesc. Și probabil că și dumneavoastră nu vă doriți ca acești copii cu care vă întâlniți fie în familia rândită. Am și eu 3 copii, da. Toți adolescenți, și am observat un lucru. Dacă în clasele 5-8 nu pui bazele gramaticii limbii române, nu mai ai nicio șansă. La 50 de ani, dacă ei ore peste ore, nu-ți vine, nu poți să realizezi chestiile astea de bază ale limbii. Dacă nu știi să desparți mii, ții, toate astea, ai terminat, ai rupt-o în fericire, vorba românului.
Nietzsche avea o vorbă. Mai credem în adevăr pentru că mai credem în gramatică. Am scos o carte pe vremuri, Gramatică Ortodoxie, în sensul larg al ortodoxiei doctrinare, al învățăturii de credință adevărată. Și când l-am întâlnit pe patriarhul teoctist controversat, Dumnezeu să-l ierte, despre care am spus și lucruri aspre la viața mea, când i-am dat cartea asta, Gramatică Ortodoxie, a fost un cadou. Era și fratele regelui Iordaniei atunci la masă și eram traducător, de-aia am dat o carte din partea mea. Și el s-a uitat la carte și mă așteptam să spun altceva. Și în loc să spună avem nevoie de ortodoxie, a zis avem nevoie, domnule Neamțu, de gramatică. Un om la 92 de ani mi-a spus că avem nevoie de gramatică. Dumnezeu să-l ierte și poate care și de ce, pentru că sigur viața unui om trecut prin totalitarism a avut și penumbre, dar noi trebuie să ne întoarcem la acest fundament al culturii și civilizației. Corespondența între minte, între inteligență, rațiune și lucruri. Adevărul este asta. Adecuatio rei ad intellectum, spunea Toma d'Aquino. Adecvarea minții a intelectului la lucruri. Falsul, fake news, minciuna, propaganda, tupeul, prosperă când tu nu ai instrumente de adecvare. Ori gramatica, mă bucur că faceți această pledoarie, mama mea e profesoară de gramatică și o salut și mulțumesc pe această cale. Gramatica este fundamentală. Moș Virgulă își spunea Ioan Luca Caragiale într-o scrisoare frumoasă către Octavian Goga, pe care le evoc în această carte, Visul României Mari. El spune despre sine cât de importantă este virgula, cât de important e un semn de punctuație. Știți de ce, domnul Dărvășan? Pentru că viața noastră, de fapt, se decide într-o silabă. E da sau ba. În fața marilor întrebări, în fața altarului când te căsătorești, în fața botezului, în fața, sigur, unei chemări profesionale, mă duc să iau jobul ăsta sau nu, în fața, sigur, a unei chemări la funcții înalte în stat, tu trebuie să dai un răspuns. E ba sau da? Nu mă vedeți? Un semn de punctuație schimbă totul. Da, e deja o întrebare retorică. Da, e o afirmație. Da și puncte înseamnă o șovăială. Semnele de punctuație sunt esențiale pentru structurarea, ca să zic așa, unei filozofii de viață. Dar acordurile, dar prepozițiile. Acuzativul faimos, battle vina, care și pe care. Nu mai comentăm asta, deci asta e deja la ordinea zilei. Eu nu știu dacă, la ora actuală, sunt mulți din politica românească oameni care să fie în stare să spună problema pe care am avut-o. Nu știu dacă sunt mulți. Nu sunt, sunt probabil câțiva. Câțiva, da. Foarte puțin. Și lucrurile merg din rău mai rău. În acest context, o Românie mare, în mod concret, în acest spațiu geopolitic în care noi ne desfășurăm activitatea, în epoca globalizării și a desființării granițelor, iată, Uniunea Europeană încă mai ține, dar nu știu până când mai ține baierele bine strânse. E vreo posibilitate ca România să mai devină mare? Moldova? Sigur. Să se mai afilieze? Clar, cred în asta. Cred până la capăt. Poate nu în aceeași formă, poate că există, mai ales cu Bucovina de Nord, niște piedici. Bucovina de Nord este parte din Ucraina și nu uitați că în Ucraina există o persecuție nedreaptă, domnule. Dacă stai și te gândești cât i-am ajutat noi pe ucrainieni în Uniunea Europeană, le-am luat partea cu sancțiunile împotriva Rusiei și totuși ce puțin am primit de la ei. În comuna Mahala este o comună de peste 10.000 de locuitori, de unde a plecat și faimoasa doamnă Nandriș, care a și scris o carte despre 20 de ani în Siberia. Această, repet, comună Mahala are o primăriță româncă și spunea că este periculos de-a dreptul să faci astăzi cursuri de limba română în Ucraina. Dar, dincolo de asta, de ceea ce înseamnă măreția teritorială a României, fiindcă ea a fost o țară mare, în primul rând teritorial, eu vreau să fie o măreție a visului românesc. Vreau să existe un vis românesc, care nu poate fi decât visul libertății. Îmi dați voie să spun asta, oare? Pentru că Avram Iancu s-a bătut cu cei care ne asupreau în Ardeal pe câmpia libertății, pentru că imnul național spune ceva foarte clar, murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi. Sclavii sunt cei care nu gustă din libertate. Deci, cu alte cuvinte, și în imnul național e prescrisă această valoare a libertății, nu proscrisă, ci prescrisă. Și de asemenea aș spune că toată narațiunea biblică despre Moise
și despre David care a luptat cu filistenii, despre Moise care l-a înfruntat pe faraon, este o narațiune despre eliberare. Ați fost chemați la libertate. Libertatea românilor, să știți că trebuie însă să fie și cuantificabilă. Nu e doar așa, uite, neamțul vorbește frumos. Iarăși ne ia cu filozofia. Iarăși ne ia cu teologia. Dar ce înseamnă libertate concret? Eu vă spun direct. Câte ore ți ia ca să faci o firmă? Câte ore ți ia ca să... Îți înscrii o mașină. Înscrii o mașină. Câte minute îți trebuiesc ca să, sigur, rezolvi o problemă la ANAF? Cât timp durează un proces cu o instanță a statului, cu o instituție a statului? Să spunem că ANAF-ul pune sechestru pe averile tale, cât timp îți ia să le iei înapoi? Aceste lucruri trebuiesc foarte clar cuantificate. Cât timp îți ia să faci o fabrică de bere? Mi-a spus un prieten bun, nu că aș fi un mare băutor de bere, dar spuma, să știți că măcar asta e bună, mi-a spus Bogdan Glăvan, câte și câte și câte hârtii au trebuit pentru chestiunea asta? O groază, prea multe. Cât timp îți ia bunoară să faci o școală privată? Câte hârtiți trebuiesc ca să pui pe picioare un liceu privat, alternativă la dezastru din școala publică? La aceste întrebări, răspunsurile în România sunt mai degrabă grele, dificile. Da? Și atunci trebuie să dăm românilor libertate în sens de plin. Și apoi, nu în ultimul rând, libertate politică. Ești liber cu adevărat să-ți alegi reprezentantul, domnule Dervășan, când noi avem vot pe liste, când baronul local împreună cu șeful, cu tătuca partidului, decid cine e pe listă? Nu vedeți că e efectiv o luptă pentru cine e mai pupincurist, într-o structură sau alta, o bătălie pentru a fi cât mai obsecvios, cât mai dedat acestei practici foarte orientale a supușeniei. Nu vedeți că asta se întâmplă ca rezultat al unor legi stupide? Nu vedeți că nu poți tu, ca cetățean, să determini care este omul care vrei să te reprezinte? Pentru că astăzi candidaturile independenților sunt practic din start asasinate. Iertați-mă. Din fașă. Din fașă. Sunt un pic răcit. Din fașă sunt, și am dificultăți de vorbire, din fașă sunt într-un fel asasinate aceste porniri ale lui Bunoară Toader Paleologu de a ne reprezenta. Și atunci, libertatea trebuie redobândită. Am citit o carte senzațională a lui Dumitru Stăniula, Reflexia asupra spiritualității poporului român, unde vorbește cu mare durere, părintele Stăniulae, despre faptul că românii plecați din țară în prima generație își uită limba și identitatea, pentru că așa vor. Asta este tragedia noastră a frângerii visului românesc. În momentul în care au ieșit din țară, ei nu mai vor să țină cont de birocrație, de român, tot ce e românesc. Nici nu se adună. Foarte mulți dintre ei trăiesc în mici comunități, în diaspora, în mod special cele religioase, dar nu mai vor. Unii nu mai vor să aibă de-a face. Tot ce e român este în spate. Iar Ion trebuie să fie John neapărat, să învețe engleză, din start nu mai contează. Chiar dacă el mai înțelege ce spun părinții, pe el nu-l învață, de ciudă. Nu-l învață să spună în limba română. Ați întâlnit astfel de... O să mă criticați și pe mine atunci, fiindcă în pregătirea unui volum în limba engleză am acceptat și eu o modificare de la Mihail la Michael, dar vă spun că îmi poceau tot timpul americanii numele, îmi spuneau Mihai. Nu despre asta și mă enerva vorba. Foarte tare. Ideea. Știu la ce vă referiți. Totuși vreau să spun că am fost foarte mult în diaspora în ultima vreme și că am și experiența cealaltă, adică a solidarității. Sunt români cărora le curg lacrimile pe față atunci când o văd pe Simona Halep. La modul cel mai sincer, am asistat la anumite competiții sportive și frații noștri români din diaspora erau acolo și eu eram lângă ei și vedeam o lacrimă curgând. Până la urmă, sângele apă nu se face. E important ca noi să le dăm acestor oameni sentimentul clar că România e una și statul român, birocratic, administrativ, e alta. Politrucii sunt într-un fel, dar mari poeți, mari creatori, n-au nicio vină. Mă bucur că l-ați pomenit pe Dumitru Stăniloae, fiindcă această carte, Visul României Mari, este o carte în proporție de 70% inspirată de reflexia lui Dumitru Stăniloae asupra acestei identități naționale. Tensiunea aceasta între viața în cetatea aceasta care este stătătoare și cetatea lui Dumnezeu este o tensiune pe care noi o trăim cu toții. Eu cred că românii se află astăzi sub cel mai puternic scut de protecție militară din toată istoria noastră, cel puțin din ultimii 500 de ani. Eu cred sincer că americanii pentru asta trebuie să fie lăudați, pentru că ei ne-au oferit această protecție. Și atunci cred că nu ne mai rămâne decât ca noi
să ne deșteptăm. De aia cred într-o Românie deșteaptă, cred într-o Românie inteligentă, cred într-o Românie trează. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi domnul Mihai Neamțu, scriitor, om politic și multe alte lucruri pe care le faceți. Doresc succes în a schimba cât mai multe lucruri în România aceasta. Vă invit cu drag, oricât ori aveți o fereastră, să fiți oaspetele nostru de seamă la Știrea Cea Bună, să putem schimba cât mai multe mentalități în această țară pe care o iubim. Sfânta Scriptură zice la un moment dat în Ieremia, capitolul 29, urmăriți binele cetății și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Iată un slogan pe care trebuie să-l avem. Sunt Cornel Drăvășan, iată că sunt și știri bune în România. La revedere!